Și cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Și cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de Lori, vreau să mă păcălesc, să bat toate recordurile. Și cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, ce cu Andy, spune ce cu Andy. Mania de a face farse. Mă, cam grăbesc acum. Gen mă urmărește ca un câine de vânătoare. Uof, uof. Da, da, serios? Bine, am scos frișca din cisternă cu ajutorul unui furtun și am împrăștiat-o prin toată sala de sport. O să fie incredibil, o sală de sport plină cu studenți. Vor vorbi despre surpriza cu frișcă. Gata? Vine! Tot ce se petrece? Urăciosule, știam că pui ceva la cale. Tocmai am spus șoferului de camion să plece. Nu vreau să strici reputația familiei. Ah, cu asta aș fi ajuns pe toate canalele de televiziune. Răzbunare, o să vezi tu. Aoleu, minunat, acum o să am probleme cu De Rosa. Asta e a doua pedeapsă pentru că am prăștiat lasagna prin cantină. Pentru că Gen tocmai mă toarnă. Lista cu studenți voluntari pentru Casa Pensionarilor. Credeam că te-au scos de pe lista asta. Ei, dar ce vin am eu dacă au înțeles că am încurcat cererile din întâmplare? O scriu pe Gen. A fost anul trecut voluntară și a jurat că nu mai face asta. Ei, domnșoară Larkin, ați schimbat lenjeria la etajul 4? Se pare că va trebui să le schimbați din nou pe etajul ăsta. Încă are coșmaruri cu lenjeria. Sunt sigur că va fi încântată să mai participe odată. Gen, a sunat domnul Weavers ca să-ți reamintească că te-ai oferit voluntară pentru mâine la Azilul Pensionarilor. A? De ce aș face asta iar? Trebuie să mergi dacă a sunat domnul Weavers. Cred că am uitat. Ei, poate că de data asta o să fie responsabilă cu bureții de bani. Păi, câteodată ești obligat să faci ceva, fie că vrei sau nu. E o atitudine matură. Acum e liniștită, dar pun pariu că mâine o să urle. Biata Gen, e așa de bolnavă, are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o mai doare și capul. Cum bănuiam? Gen este speriată de Azilul Pensionarilor, se simte rău și n-a ajuns. O sun pe doamna Weavers, Gen o să stea în pat azi. Ce? Da, probabil că se preface pentru că nu vrea să facă munca voluntară. Oh, Andy, n-ar face asta, voluntariatul e o chestie serioasă. Ei bine, cam asta a fost farsa. Mama a plecat? Bine. Credeam că mai ai puțin și mori. Am jucat teatru. Dacă i-aș fi spus mamei că nu vreau să mă duc la azil, m-ar fi obligat să merg. Deci te-ai prefăcut bolnavă? E, acum omoară-mă. Spank, vino Spank, hai la plimbare. Mâine am să merg la un concurs cu majorete, așa că îl duc în par pe Spank să alergăm. Nici să nu te gândești să mă pârăști. Știi că mama și tata nu te-ar crede niciodată. Ai grijă cu câinele în parc, domnișoară. Plimbă câinele, n-aș vrea să te prindă hingheri. Ham, ham. Dacă aș fi câine, mi-ar fi groază să fiu în locul tău, derbedeule. Dacă ea e câine, atunci eu sunt un instructor farsor, da! Adio! Bun venit, noi farse! Am scris o scrisoare de atenționare cu toate simptomele lui Gen și am să o trimit părinților, astfel ei vor crede că este foarte rău. Dacă copilul tău are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o durere de cap, luați o probă de urină și duceți-o la cabinetul medical, nu înainte de a vă băga copilul în carantină. Carantină? E genial! Aș putea o băga în carantină pe viață, dacă îmi joc bine cartea. Deci mă ajuți cu o probă de urină, nu? De la Gen? În niciun caz. Nu, măi, de la Spank. Și punem numele lui Gen pe probă. Când o să vină rezultatul, o să creadă că nu are o urină umană, ci una asemănătoare cu a câinelui. A? Inteligența ta nu are limite. Gen va fi fata câine, iar eu mă voi răzbura, înțelegi? Aici, cățelușu Gen, cățel Gen, șezi cu minte. Hai, șezi, întoarce-te. Bravo, uimitor, nici pe post de câine nu e mai inteligentă. Rah, 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 școala Isgekin e cea mai bună. Mamă, ce faci aici? Te întreb de ce mă simt mai bine, nu? Nu contează cum te simți, dragă. Prezint simptome severe și trebuie să intri în carantină câteva zile. Dar până îți testăm urina, până faci niște analize. Carantină? Test
urină, dar sunt sănătoasă. Jen, potolește-te, doar nu vrei să îi îmbolnăvești și pe alții. Deci, cum faci rost de urina câinelui? Simplu, tu-l ții și o să fac ce trebuie. Simplu, nu? De obicei iese la 3 secunde. Cred că suferă de ceva anume. Haide, Spark, prefate că tema mea este aici jos. Haide. Te rog, poate dacă îl ții și îl strângi un pic? Niciun caz. De când am pictat pete pe Rottweilerul ăla, eu nu mă mai apropii de câini. Hai să-i mai dăm niște apă. Hai, Spank, poți să faci asta? Hai, Jen, poți să faci asta? Dar mă simt deja mai bine, mamă. Sunt sigură că nu e nimic serios. Prescripția medicului, Jen, urinează în borcan. Dar mă simt mult mai bine, mamă. Urinează în borcan. Spank? Hei, derbedeule, ce-i faci lui Spank? A, ce? Păi da, noi tocmai verificam. Adică verificam să vedem dacă are purici. Grăbește-te, Jen. Nu sunt Spank, nu pot la comandă. Mi-ar plăcea ca Spank să facă la comandă. A venit dușmanul lui Spank. Merge, ține-l! N-a fost prea ușor, dar farsa asta merită tot efortul. Stai jos, Jen! Spune-mi exact ce a zis doctorul, mamă! A zis că poate cei de la laborator au încurcat probele pentru că testul urinei a ieșit foarte ciudat. Păi și ce a zis că am? A spus că dacă ai fi fost câine, s-ar fi putut rezolva, doar că urina ta arată că ai o boală specifică câinilor. Așa, au numai câini. Boala specifică câinilor? Ce-mi place! Dar cred că ar fi cazul să-l duc pe Spank la veterinar pentru a rezolva această problemă. Hei, n-ar fi rău să o duc și pe Jen. Ar trebui să rămâi în carantină până se întoarce doctorul. Ar putea totuși să mai iasă cu vechii ei prieteni, având în vedere că sunt câini. Boala ei nu i-ar răni prea tare. Scuze, am greșit cu ceva? Să nu vă gândiți că s-a terminat. Mai e destul! Mâine Jen se va gândi că năpârlește ca un câine. Îmi cade părul. Năpârlesc ca un câine. Pentru că năpârlește ca un câine, ar trebui să audă la fel ca un câine. Cu un fluier pentru căței și o telecomandă și niște sirene gălăgioase, Jen va trebui să recunoască că e câine! Ce este zgomotul ăsta? E un fluier de câini, e special, dar știi că numai câinii îl aud. Și presupun că te transformi într-un câine, surioară. Câini? Vreau să vă spun, băieți, că este complet fals zvonul care s-a răspândit despre Jen Larkin, cum că ar avea o boală foarte rară care afectează în general câinii. Credeți-mă, nu a fost diagnosticată de Dr. Smith de la centrul medical din East Gekel joi la ora 5. M-ați înțeles, da? E o minciună, înțelegeți? Asta o să apară în ziare. Și ce face Craig? De când sunt în carantină, nu m-a mai sunat. Păi, cred că te-a cam uitat pentru moment. Acum iese cu Liza. Așa se spune. Nemernicul! Cum poate să facă asta când sunt bolnavă? Cel puțin am prieteni. Probabil că echipa de majorete îmi simte lipsa. Păi, având în vedere concursul, am fost numită eu șefa de echipă. Mai ales că tu ești cu un câine. Înțeleg. O, Terry, trebuie neapărat să plec la cină. Asta e rezultatul farsei. Și să-i mai zdruncim puțin mințile. E cina ta, Jen? Friptura, favorita mea. Mama vrea să știe cum sunt spaghetele. Nu sunt spaghete, este friptura. Ce? Friptură?
Oh, nu, Jen. Cred că ți-am dat mâncarea lui Spank din greșeală. Oh-oh. Andy! Ce se întâmplă cu mine? Acum îmi place mâncarea de câini? Cred că sunt mai păroasă. Încă o asemănare cu câinii. Parcă îi înțeleg. Tristețea lor. Pun un CD pentru câini pentru a o bulversa de tot pe Jen. Înțelegeți? Podoliți javrele! Nu sunt javre, sunt câini. Și au și ei sentimente. Merită respect. Oh, dar Jen evoluează ca om. Și evoluează mai mult pe post de câine. Nu te îngrijora, Jen. Tot se va sfârși cu bine. Bine? Viața mea e ruinată. Craig se vede cu altcineva. Iar cea mai bună prietena mea este majoreta șefă în locul Sunt meu. Sunt sigur că se va bucura când o să afle că e pe prima pagina ziarului fata cățel din școala noastră. Oare asta te va înveseli? Toată lumea o să-mi spună fata cățel? Oh, acum chiar ai supărat-o. Dar eu vreau doar să o înveselesc. Oh, Jen, domnul Smythe zice că a fost o greșeală. Vreau o altă probă de urină mâine dimineață. Și cu asta scap de griji. Cu ce mă ajută dacă nu vreau? Jen, urinează în borcan. Prinde-l! Prinde-l! Hai! Haide, ține-l! Așa, așa, ține-l! Borcanul e pregătit! E pisica neagră! Nu, nu, să nu o vadă Spank! Ah, Spank! Sper că nu o să mai fie nevoie să mai fac asta odată. Acum am umplut două borcane și pentru mai târziu. Să-ți iei prânzul, dragă! Oh-oh! Să găsesc repede o soluție. Tată, e o neînțelegere. Ai luat sandvișul cu unt de arahide și banane dulci și ai lăsat sandvișul cu carne de vită. Ceea ce nu cred că-ți dorești. Eu așa zic. E, a fost simplu. După ce am văzut ce față a făcut Jen când a văzut articolul din ziar, cred că farsa asta o să fie grozavă. O conferință de presă la școală, presa internațională și apariții la televiziune. Crezi că sunt pregătiți pentru așa ceva? Orică am trebuit, cred că voi avea propria emisiune de farse la TV. Aha, cu mintea și frumusețea mea. Mai ales în modestia. Da. Dar nu cred că directorul de Rosa o să te lase să faci o conferință de presă în școală. De Rosa va avea propriile lui probleme. Să nu uităm că mai am un borcan cu urină de la Spank. Domnul Shara Weber, sunt doctorul Smith. Am nevoie de o probă de urină de la directorul de Rosa. Este pentru asigurarea de sănătate. Și-mi trebuie chiar astăzi. Doamnelor și domnilor, câștigătorii sunt... Opa! Pudelul de pe locul 3, Jen, fata cățel pe locul 2. Marele câștigător este o nouă specie de câine director. E momentul pentru schimbare. Misiune îndeplinită. Dacă de Rosa intră în carantină, nimic nu mă mai poate opri. Oh, dar chiar ia lucrurile în serios? Domnule director de Rosa, înapoi în birou, sunteți în carantină. Ce? E absurd! Eu să... Doctorul spune că aveți boala câinilor la fel ca și domnișoara Larkin. Am citit în ziarul școlii că este în carantină. Îmi pare rău, dar și dumneavoastră... Dar nu pot să stau toată ziua aici. Cineva trebuie să-l urmărească pe Andy Larkin. Trebuie să rămâneți aici. Ar putea fi foarte contagios. Trebuie doar să anunțăm presa. Iar cu ajutorul unui calculator să aranjăm niște fotografii, dacă vrem această conferință de presă. Și ne mai trebuie un om de știință care să apară cu Dr. Larkonia. Muș e omul nostru. Avem nevoie de două bări false, un nas fals și un machiaj de film. Niște halate de laborator,
niște ochelari și un DVD cu filmul O noapte cu câinele. Trebuie să ne facem un machiaj profesional, eu și Maș. Cum rămâne cu tine? Uite-i pe directorul de Rosa și pe Jen înainte ca boala să-și fi făcut efectul. Și iată-i, după, niște hibrizi între om și câine. Vezi cum arată? Ciudat. Oh, Jen nu e prea schimbată? E o adevărată nebunie și trebuie corectată foarte rapid. Acum, e trecut de ora 2. Am timp pentru spectacolul meu favorit. Să ne întoarcem la emisiunea Viața Noastră. Wow! Deci, ce părere ai? Băieți, arătați ca niște oameni de știință. Și să nu uităm, Maș, nu trebuie decât să afirmi tot ce zic eu. Ai înțeles, măi? Ai înțeles? Afirmativ. Bun, acum totul e pregătit, Denis. Sigur. Bravo, excelent, jurnaliștii vor ajunge în câteva minute. Presupun că n-ar trebui să mă aștept la premiul pentru cel mai bun într-o conferință de presă. Alătura sau nu? Asta este întrebarea. Bravo, desigur. Bravo, bravo, bravo. Întrerupem programul pentru a vă prezenta conferința de presă din școala din East Giggle, unde marele specialist Dr. Larconia ne prezintă modalitățile de prevenire a bolii câinilor care le afectează școala. Boala câinilor este foarte dificilă. Până acum am avut două cazuri, dar există multe păreri despre această respirație de căcel care transformă pe oameni în câini, în căței. Respirația de câine transformă oamenii? Dar asta a spus Andy. Ah, este Andy Larkin, ești un om mort. Păi, ești o boală foarte gravă. Priviți aceste cazuri. Danny, asta vreau să zic, tinere, arată-ne imaginile. De exemplu, această tânără neatrăgătoare, fără simțul umorului, devine mai hidroasă după ce a fost infectată cu virusul bolilor câinilor, înțelegeți? Și acum iată-l pe directorul școlii. Așa, dacă credeți că înainte era normal, înainte, priviți acum cum își molfăie pantofii în carantină. Salut. Da, da, Dr. Smith. Și spuneți că este identic cu cea a domnișoarei Larkin? De la același câine? Da, da. Doctore Smith, chiar e foarte, foarte ciudat. Da, da, și cred că știu cine este responsabil. Mulțumesc. Principale Andy Larkin. Am să-i sucesc gâtul. Uitați-o! Ești cea mai bună prietena mea, Jen, dar nu te apropia. După cum vedeți, e o problemă să te fi născut așa de hidos, dar să devii o fată câine sau un director câine e mult, mult mai rău. Așa, aveți întrebări la ce am expus? La ce am spus eu până acum sunt întrebări? Doctor Mușuinski, sunteți de acord cu datele expuse? Afirmativ. După părerea dumneavoastră, care caz e mai grav? Cel al bătrânului sau al fetei? Afirmativ. Ambele cazuri sunt grave? Afirmativ. Vreau să adaug că dacă această boală nu e oprită, ne putem aștepta la o lume cum ar arăta cam așa. Tinere, pune DVD-ul, te rog. Mai... Eu ca cealma. Ești un om mort, Andy. Iată, doamnelor și domnilor, rezultatele crude și de neimaginat ale acestei boli. Vedeți atitudinea fetei cățel? E fratele meu și e un șarlatan. Nu sunt un doctor adevărat, dar nici un șarlatan. Chiar există o boală aici și se numește mania de a face farse. Doamnelor și domnilor, oameni din lumea întreagă, tocmai ați fost păcăliți de cel mai mare farsor. Eu, moi, Andy Larkin. Chiar o să devin vedetă care o să aibă propriul show TV. Dar acum am alte planuri. Fată cățel, te putem întreba câte ceva?
Când am să te prind, Larkin, să vezi că... Domnișoară Weebles, directorul de rost a scăpat! Ce faci? Nu mai merg acolo! Trebuie să fiți în carantină! Fugiți, ajutor! Îți arăt eu! Fata cățel, îți arăt eu! Dacă n-ar fi apărut Jen și directorul de Roza, probabil că aș fi avut propriul meu spectacol. Dar cel puțin am făcut o farsă pe postul național. Am să mă așez puțin aici. Jen nu va veni după mine în parcul de căței după tot ce a pățit. Ei, amice, hidrantul ăsta e ocupat. Au, nu, uite că vine. Oh, Andy, știu că te-ai ascuns pe aici. Haide, băiete, haide, băiete. Face farse. Mă, cam grăbesc acum. Jen mă urmărește ca un câine de vânătoare. Uof, uof. Da, serios? Bine, am scos frișca din cisternă cu ajutorul unui furtun și am împrăștiat-o prin toată sala de sport. O să fie incredibil, o sală de sport plină cu studenți. Vor vorbi despre surpriza cu frișcă. Gata? Vine! Tot ce se petrece? Urăciosule, știam că pui ceva la cale. Tocmai am spus șoferului de camion să plece. Nu vreau să strici reputația familiei. Cu asta aș fi ajuns pe toate canalele de televiziune. Răzbunare, o să vezi tu. Aoleu, minunat, acum o să am probleme cu DeRosa. Asta e a doua pedeapsă pentru că am prăștiat lasagna prin cantină. Pentru că Jen tocmai mă toarnă. Lista cu studenți voluntari pentru casa pensionarilor. Credeam că te-au scos de pe lista asta. Ei, dar ce vin am eu dacă au înțeles că am încurcat cererile din întâmplare? O scriu pe Jen. A fost anul trecut voluntară și a jurat că nu mai face asta. Ei, domnșoară Larkin, ați schimbat lenjeria la etajul 4? Se pare că va trebui să le schimbați din nou pe etajul ăsta. Încă are coșmaruri cu lenjeria. Sunt sigur că va fi încântată să mai participe. O, Jen, a sunat domnul Weevils ca să-ți reamintească că te-ai oferit voluntară pentru mâine la azilul pensionarilor. A? De ce aș face asta iar? Trebuie să mergi dacă a sunat domnul Weevils. Cred că am uitat. Ei, poate că de data asta o să fie responsabilă cu bureții de bani. Păi, câteodată ești obligat să faci ceva, fie că vrei sau nu. E o atitudine matură. Acum e liniștită, dar pun pariu că mâine o să urle. Biata Jen, e așa de bolnavă, are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o mai doare și capul. Cum bănuiam? Jen este speriată de azilul pensionarilor, se simte rău și n-a ajuns. O sun pe doamna Weebles, Jen o să stea în pat azi. Ce? Da, probabil că se preface pentru că nu vrea să facă munca voluntară. Oh, Andy, n-ar face asta, voluntariatul e o chestie serioasă. Ei bine, cam asta a fost farsa. Mama a plecat? Bine.
Credeam că mai ai puțin și mori. Am jucat teatru. Dacă i-aș fi spus mami că nu vreau să mă duc la azil, m-ar fi obligat să merg. Deci te-ai prefăcut bolnavă? Ei, acum omoară-mă. Spank, vino Spank, hai la plimbare. Mâine am să merg la un concurs cu majorete, așa că îl duc în par pe Spank să alergăm. Nici să nu te gândești să mă pârăști. Știi că mama și tata nu te-ar crede niciodată. Ai grijă cu câinele în parc, domnișoară. Plimbă câinele, n-aș vrea să te prindă hingheri. Ham, ham! Dacă aș fi câine, mi-ar fi groază să fiu în locul tău, derbedeule. Dacă ea e câine, atunci eu sunt un instructor farsor, da! Adio! Bun venit, noi farse! Am scris o scrisoare de atenționare cu toate simptomele lui Jen și am s-o trimit părinților, astfel ei vor crede că este foarte rău. Dacă copilul tău are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o durere de cap, luați o probă de urină și duceți-o la cabinetul medical, nu înainte de a vă băga copilul în carantină. Carantină? E genial! Aș putea o băga în carantină pe viață, dacă îmi joc bine cartea. Deci mă ajuți cu o probă de urină, nu? De la Jen? În niciun caz. Nu, măi, de la Spank. Și punem numele lui Jen pe probă. Când o să vină rezultatul, o să creadă că nu are o urină umană, ci una asemănătoare cu a câinelui. A? Inteligența ta nu are limite. Jen va fi fata câine, iar eu mă voi răzbura, înțelegi? Aici, cățelușul Jen, cățel Jen, șezi, șezi cu minte. Hai, șezi, întoarce-te. Bravo, uimitor, nici pe fost de câine nu e mai inteligentă. Raf, 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 școala Isgeckel e cea mai bună. Mamă, ce faci aici? Te întreb de ce mă simt mai bine, nu? Nu contează cum te simți, dragă. Prezint simptome severe și trebuie să intri în carantină câteva zile. Dar până îți testăm urina, până faci niște analize. Carantină? Test de urină? Dar sunt sănătoasă. Jen, potolește-te, doar nu vrei să-i îmbolnăvești și pe alții. Deci, cum faci rost de urina câinelui? Simplu, tu-l ții și o să fac ce trebuie. Simplu, nu? De obicei iese la 3 secunde. Cred că suferă de ceva anume. Haide, Spark, prefă-te că tema mea este aici jos. Haide. Te rog, poate dacă îl ții și îl strângi un pic? Niciun caz. De când am pictat pete pe Rottweilerul ăla, eu nu mă mai apropii de câini. Hai să-i mai dăm niște apă. Hai, Spank, poți să faci asta? Hai, Jen, poți să faci asta? Dar mă simt deja mai bine, mamă. Sunt sigură că nu e nimic serios. Prescripția medicului, Jen, urinează în borcan. Dar mă simt mult mai bine, mamă. Urinează în borcan. Spank? Hei, derbedeule, ce-i faci lui Spank? A, ce? Păi da, noi tocmai verificam, adică verificam să vedem dacă are purici. Grăbește-te, Jen! Nu sunt Spank, nu pot la comandă. Mi-ar plăcea ca Spank să facă la comandă. Uh-oh, a venit dușmanul lui Spank. Merge, ține-l! N-a fost prea ușor, dar farsa asta... Cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Cei cu Andy sunt prințul farselor. Toată lumea din oraș, de la familie, la colegi, toți știu farsele mele. În afară de lor, îi vreau să vă păcălesc, să bat toate recordurile. Cei cu Andy, spune cei cu Andy sunt cel mai mare farsor, prințul farselor. Spune, spune, spune cei cu Andy, spune cei cu Andy. Mania de a face farse. Mă cam grăbesc acum. Jen mă urmărește ca un câine de vânătoare. Uof, uof. Da, da, serios. Bine, am scos frișca din cisternă cu ajutorul unui furtun și am împrăștiat-o prin toată sala de sport. O să fie incredibil, o sală de sport plină cu studenți. Vor vorbi despre surpriza cu frișcă. Gata? Vine! Dar ce se petrece? Urăciosule, știam că pui ceva la cale. Tocmai am spus șoferului de camion să plece. Nu vreau să strici reputația familiei. Cu asta aș fi ajuns pe toate canalele de televiziune. Răzbunare, o să vezi tu. Aoleu, minunat, acum o să am probleme cu De Rosa. Asta e a doua pedeapsă pentru că am prăștiat lasagna prin cantină. Pentru că Jen tocmai mă toarnă.
Lista cu studenți voluntari pentru Casa Pensionarilor. Credeam că te-au scos de pe lista asta. Ei, dar ce vina am eu dacă au înțeles că am încurcat cererile din întâmplare? O scriu pe Jen. A fost anul trecut voluntară și a jurat că nu mai face asta. Ei, domnșoară Larkin, ați schimbat lenjeria la etajul 4? Se pare că va trebui să le schimbați din nou pe etajul ăsta. Încă are coșmaruri cu lenjeria. Sunt sigur că va fi încântată să mai participe. O, Jen, a sunat domnul Weavers ca să-ți reamintească că te-ai oferit voluntară pentru mâine la Azilul Pensionarilor. A? De ce aș face asta iar? Trebuie să mergi dacă a sunat domnul Weavers. Cred că am uitat. Ei, poate că de data asta o să fie responsabilă cu bureții de bani. Păi, câteodată ești obligat să faci ceva, fie că vrei sau nu. E o atitudine matură. Acum e liniștită, dar pun pariu că mâine o să urle. Biata Jen, e așa de bolnavă. Are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o mai doare și capul. Cum bănuiam, Jen este speriată de Azilul Pensionarilor. Se simte rău și n-a ajuns. O sun pe doamna Weavers. Jen o să stea în pat azi. Ce? Da, probabil că se preface pentru că nu vrea să facă munca voluntară. Oh, Andy, n-ar face asta. Voluntariatul e o chestie serioasă. Ei bine, cam asta a fost farsa. Mama a plecat? Bine. Credeam că mai ai puțin și mor. Am jucat teatru. Dacă i-aș fi spus mami că nu vreau să mă duc la azil, m-ar fi obligat să merg. Deci te-ai prefăcut bolnavă? Ei, acum omoară-mă. Spank, vino Spank, hai la plimbare. Mâine am să merg la un concurs cu majorete, așa că îl duc în par pe Spank să alergăm. Nici să nu te gândești să mă pârăști. Știi că mama și tata nu te-ar crede niciodată. Ai grijă cu câinele în parc, domnișoară. Plimbă câinele, n-aș vrea să te prindă hingheri. Ham, ham. Dacă aș fi câine, mi-ar fi groază să fiu în locul tău, derbedeule. Dacă ea e câine, atunci eu sunt un instructor farsor, da! Adio! Bun venit, noi farse! Am scris o scrisoare de atenționare cu toate simptomele lui Jen și am s-o trimit părinților, astfel ei vor crede că este foarte rău. Dacă copilul tău are febră, mâini reci, o respirație greoaie și o durere de cap, luați o probă de urină și duceți-o la cabinetul medical, nu înainte de a vă băga copilul în carantină. Carantină? E genial! Aș putea o băga în carantină pe viață, dacă îmi joc bine cartea. Deci mă ajuți cu o probă de urină, nu? De la Jen? În niciun caz. Nu, măi, de la Spank. Și punem numele lui Jen pe probă. Când o să vină rezultatul, o să creadă că nu are o urină umană, ci una asemănătoare cu a câinelui. A? Inteligența ta nu are limite. Jen va fi fata câine, iar eu mă voi răzbura, înțelegi? Aici, cățelușul Jen, cățel Jen, șezi cu minte. Hai, șezi, întoarce-te. Bravo, uimitor, nici pe fost de câine nu e mai inteligentă. Rah, 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 școala Eastgaggle e cea mai bună. Mamă, ce faci aici? Te întreb de ce mă simt mai bine, nu? Nu contează cum te simți, dragă. Prezint simptome severe și trebuie să intri în carantină câteva zile. Dar până îți testăm urina. Până faci niște analize. Carantină? Test de urină? Dar sunt sănătoasă. Jen, potolește-te, doar nu vrei să-i îmbolnăvești și pe alții. Deci, cum faci rost de urina câinelui? Simplu, tu-l ții și o să fac ce trebuie. Simplu, nu? De obicei iese la 3 secunde. Cred că suferă de ceva anume. Haide, Spark, prefă-te că tema mea este aici jos. Haide. Te rog, poate dacă îl ții și îl strângi un pic? Niciun caz. De când am pictat pete pe Rottweilerul ăla, eu nu mă mai apropii de câini. Hai să-i mai dăm niște apă. Hai, Spank, poți să faci asta? Hai, Jen, poți să faci asta? Dar mă simt așa mai bine, mamă. Sunt sigură că nu e nimic serios. Prescripția medicului, Jen, urinează în borcan. Dar mă simt mult mai bine, mamă. Urinează în borcan. Spank? Hei, derbedeule, ce-i faci lui Spank? A, ce? Păi da, noi tocmai verificam, adică verificam să vedem dacă are purici. Grăbește-te, Jen! Ha? Nu sunt Spank, nu pot la comandă. Mi-ar plăcea ca Spank să facă la comandă. Uh-oh, a venit dușmanul lui Spank. Merge, ține-l!
N-a fost prea ușor, dar farsa asta merită tot efortul. Stai jos, Jen! Spune-mi exact ce a zis doctorul, mamă! A zis că poate cei de la laborator au încurcat probele pentru că testul urinei a ieșit foarte ciudat. Păi și ce a zis că am? A spus că dacă ai fi fost câine, s-ar fi putut rezolva, doar că urina ta arată că ai o boală specifică câinilor. Așa, un... au numai câini. Boală specifică câinilor? Ce îmi place! Dar cred că ar fi cazul să-l duc pe Speng la veterinar pentru a rezolva această problemă. Hei, n-ar fi rău să o duc și pe Jen. Ar trebui să rămâi în carantină până se întoarce doctorul. Ar putea totuși să mai iasă cu vechii ei prieteni, având în vedere că sunt câini. Boala ei nu i-ar răni prea tare. Scuze, am greșit cu ceva? Să nu vă gândiți că s-a terminat. Mai e destul! Mâine Jen se va gândi că năpârlește ca un câine. Îmi cade părul! Năpârlesc! Ca un câine! Pentru că năpârlește ca un câine, ar trebui să audă la fel ca un câine. Cu un fluier pentru căței și o telecomandă și niște sirene gălăgioase, Jen va trebui să recunoască că e câine! A? Ce este zgomotul ăsta? E un fluier de câini, e special, dar știi că numai câinii îl aud. Și presupun că te transformi într-un câine.